Legea amnistiei fiscale se referă în primul rând la situațiile în care fiscul a decis că veniturile din profesii liberale realizate în ultimii ani trebuie impozitate ca salarii. De prevederile legii vor beneficia aproape 3 milioane de români care, de exemplu, pentru sume foarte mici încasate din dobânzi sau dividende, au fost somați să plătească aproape 500 de lei pe an drept contribuții sociale. Este vorba și de venituri obținute ca persoană fizică autorizată și chiar de faptul că asigurările sociale de sănătate se aplicau și la alocațiile copiilor. În prevederile legii se încadrează profesiile libere, de la avocați la arhitecți și farmaciști, cei cu venituri din drepturi de autor și persoanele fizice autorizate. Altă categorie de venituri la care se anulează impozitele și contribuțiile stabilite suplimentar de fisc sunt diurnele primite de persoanele care au activități în străinătate, cum sunt de exemplu șoferii care fac curse internaționale sau angajații agențiilor de muncă temporară. Amnistia este valabilă pentru veniturile realizate până la 1 iulie 2015, inclusiv pentru cazurile în care au fost obținute venituri sub salariul minim pe economie, dar contribuțiile către stat se calculau la nivelul acestuia. Conform prevederilor din legea numărul 209/2015, anularea tuturor obligațiilor fiscale menționate anterior urmează să se efectueze din oficiu de către organul fiscal competent prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale care se comunică contribuabilului. Cu alte cuvinte, contribuabilii care beneficiază de amnistierea datoriilor nu vor trebui să facă niciun fel de demers pentru a le fi anulate obligațiile fiscale. Prevederile noului act normativ reglementează și cazul în care organele fiscale au emis decizii de plată pentru obligații fiscale din categoria celor care sunt amnistiate, dar pe care nu au mai apucat să le comunice contribuabililor.